Prințul și hoțul. Ci că într-o seară se întorcea de la târg un ursar care ținea de lanț un urs îmblânzit, cu care se distrase lumea, mai ales copiii, punându-l să facă la comandă tot felul de ghidușii. Ei, și ursarul se opri drept la cârciumă ca să petreacă din banii câștigați cu prietenii. Ce-a făcut țiganul cu ursul? Îl vâră într-un coteț de porci. În același coteț, cârciumarul ținuse un purcel pe care îl vânduse chiar în ziua aceea. Noaptea, pe când în crâșmă cântau lăutarii, veni un hoț să fure porcul. Hoțul habar n-avea că porcul fusese vândut, iar în locul lui se afla ursul. El se furișă încet în o gradă și se duse titil până la coteț. Deschise pentru întuneric ușa și porni să bâjbâie căutând porcul. Când colo, dădu peste dihania de urs. Vai de mine, ce minune! Ce gras e porcul ăsta! E cât un urs! Supărat că-l scoală din somn, ursul mormăi. Sări în două labe și nu-i dă dură gaz hoțului să fugă. Îl cuprinse frumușel și îl strânse așa de drăgăstos cu labele, de-i trosniră hoțului toate oșcioarele. Săriți, mă omoară ursul, țipa hoțul. Din crâșmă săriră oamenii, în cap cursarul și cârciumarul. Țiganul îl scăpă pe hoț din labele namilei, iar stăpânul birtului, văzând cine-i cotrăbăia noaptea prin coteț, zise: el e hoțul satului, ha-ha, umbla după purcelul meu și a nimerit peste urs. Mai poftește în coteț și altă dată, hoțomane. De atunci s-a lepădat pățitul de furat. Nu i-a mai trebuit în vecii vecilor.